Ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Local Suceava a inclus și inițiativa primarului Ion Lungu privind înființarea Teatrului Municipal Matei Vișniec. Primarul Ion Lungu a anunțat că proiectul are girul dramaturgului rădăuțean și că interimatul în funcția de director va fi asigurat de scriitoarea Carmen Veronica Steiciuc. Sigur că am în primul rând acordul maestrului și ați văzut și dumneavoastră că în acordul care mi-l-a dat ne face o serie întreagă de sugestii. Sugestii corecte, sugestii pertinente, de care vom ține seama. Propunerea mea pentru directorul interimar, până să dăm examen, este persoana Carmen Veronica Steiciuc. Este o doamnă care cunoaște teatrul, este o doamnă care are o relație foarte bună cu maestru Matei Vișniec și maestru ne-a asigurat că ne dă tot concursul în continuare să facem o școală sănătoasă de teatru la Suceava. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, iar primarul Ion Lungu și-a făcut o cruce mare și a spus că speră ca teatrul să funcționeze începând de anul viitor. O cruce mare, așa, Doamne, ajută să avem un teatru profesionist la Suceava. Mulțumesc! Teatrul Municipal Matei Vișniec va funcționa în clădirea reabilitată a fostului cinematograf modern.